Veste proastă pentru șoferii care doresc să devină taximetriști. Persoanele care au cazierul judiciar pătat cu anumite infracțiuni, cum ar fi furtul, uciderea din culpă sau părăsirea locului accidentului, nu se mai pot angaja ca taximetriști. Guvernul a luat această măsură pentru siguranța cetățenilor. Guvernul a modificat printr-o ordonanță legea privind transportul în regim de taxi. Conform noilor prevederi, taximetriștii vor fi obligați să aducă certificatul de cazier judiciar atunci când se angajează la un operator. Această ordonanță modifică atât condițiile pentru practicarea taximetriei, cât și cele pentru obținerea atestatului de pregătire profesională. Taximetriștii gorjeni sunt de acord cu această modificare și consideră că în acest mod nu vor mai exista incidente. Intrând în relație cu copiii noștri, cu femeile noastre și mai mult decât atât deținând gestiune în fiecare zi, îmi pare o normalitate. Sunt bune, bune venite să nu le mai dea dreptul să circule. Poate să aibă o mică altercație sau ceva, numai care au crime, care au din astea, deci e o treabă. Depinde de gravitatea situației. Am avut, într-adevăr, doi taximetriști care sunt, cred că și în momentul de față, după gratii. Au transportat un lucrător de la poștă care avea banii pentru pensii. Au ucis femeia și au depozitat-o de valori. Reprezentanții primăriei Târgu Jiu au declarat că la nivelul municipiului s-au acordat atestate profesionale pentru transportul în regim de taxi doar persoanelor care au avut cazierul curat. Cu privire la modificările legislative referitoare la obținerea autorizațiilor de transport, pot să vă spun că nici până în acest moment nu au existat cazuri în care să fie persoane care au fost condamnate pentru vreo infracțiune și să practice această meserie. Pentru a putea fi taximetrist, un șofer trebuie să aibă permis categoria B de cel puțin 3 ani sau permis categoria C valabil de cel puțin 2 ani, un certificat de atestare a pregătirii profesionale valabil și să fie apt medical și psihologic.